Alergiile provocate de ambrozie sunt pe cât de subestimate, pe atât de serioase în cazul unora dintre pacienți, cărora le poate afecta în mod semnificativ calitatea vieții. Simptomele tipice în timpul expunerii la polenul de ambrozie includ strănut, obstrucție nazală, prurit nazal, rinoree apoasă, înroșirea ochilor și lăcrimare. Unii pacienți dezvoltă și astm manifestat prin episoade de tuse seacă, senzație de lipsă de aer sau de compresiune toracică, respirație dificilă și zgomotoasă. La copii pot apărea sinuzite, otite medii sau eczeme. La solicitarea Roman TV, reprezentanții primăriei Roman transmit că, în conformitate cu legea 62/2018, autoritățile administrației publice locale identifică terenurile pe care crește buruiana ambrozia și trimit în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor și bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare, prin care vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale. Cine monitorizează ambrozia și că știm că este lege în acest sens? Da. S-au făcut demersuri vara aceasta? Se fac în continuu demersuri, se fac, da, prin compartimentul, prin direcția de urbanism, este persoană desemnată cu această activitate. Am primit de foarte multe ori solicitări și din partea unor romașcani care identifică anumite zone, unele nu sunt neapărat, unele seamănă, da, și de multe ori le trimitem înapoi poze cu planta, dar e mai bine să verificăm, exact cum le și răspundeam, e mai bine să verificăm că nu e așa și să constatăm cu toții că nu e ambrozie decât să fie. Sunt și zone publice, sunt și zone private, acolo unde este zonă privată, transmitem poliției locale, compartimentului de mediu să și avertizează deținătorii de sau proprietarii acelor terenuri. S-a intervenit. Au fost cazuri și în zona, de exemplu, în zona Anelei. A fost un teren privat în care s-a intervenit, s-a dat dispoziție poliția locală și s-a intervenit la proprietarul acelui spațiu. Iar acum câteva zile a fost o sesizare în zona Antompan. Chiar mi-au trimis o poză din fața unui bloc. S-a dus compartimentul de specialitate, au verificat, au văzut că nu este într-adevăr, nu este ambrozie, este ceva asemănător. I-am transmis persoanei înapoi rezultatul. Toată lumea a fost liniștită că n-a fost ambrozie și nu era, că era în proximitatea blocului. E destul de periculos efectul acestei. Sunt persoane alergice sau care au o alergie puternică la această plantă. Durata sezonului în care se manifestă alergia la ambrozie se manifestă cu precădere în lunile august-septembrie și se prelungește uneori și în luna octombrie. La nivelul municipiului Roman, în urma controalelor efectuate în teren, au fost identificate 49 de suprafețe cu ambrozie, iar proprietarii sau utilizatorii acestor suprafețe au fost înștiințați despre prezența acestei plante și somați pentru a interveni la distrugerea ei. Toți deținătorii de terenuri pe care s-a constatat prezența ambroziei și care au fost somați pentru distrugerea sa s-au conformat și au procedat la eliminarea plantei, drept pentru care nu au fost aplicate sancțiuni. În continuare, până spre sfârșitul toamnei, se efectuează controale în teren pentru identificarea și eliminarea focarelor nou apărute după caz.